Pentru că societatea este într-o continuă schimbare și are nevoie de procese noi și moderne prin care poate contribui la dezvoltarea comunității, consilierii locali liberali propun pentru Iași bugetarea participativă. Astăzi, consilierul local, Etienne Ignat, a invitat cetățenii ieșeni la consultări pe această temă. Liberalii ieșeni consideră că acest tip de proces este unul flexibil, iar beneficiile sunt clare pentru toți participanții, cu impact public pozitiv asupra autorităților locale care organizează astfel de procese bugetare participativă și cu potențial de a difuza tensiuni sociale latente. Proiecte câte s-au depus, 26 au fost declarate eligibile, 14 neeligibile, iar statutul acestui proiect a fost deja updatat pe site. Începând de pe 15 septembrie până pe 15 octombrie, toți ieșenii pot vota proiectele depuse pe site în cadrul procesului de bugetare participativă. Șeful PNL Iași, deputatul Marius Bodea, duce ideea bugetării participative la nivel național. Am gândit să depun un proiect de lege și luni la Parlament îl voi înregistra în circuitul de avizare. Un proiect de lege privind modificarea legii 273/2006 privind finanțele publice locale, prin care se adaugă un alt articol, prin care în bugetele locale se înscrie fondul bugetării participative. Bugetarea participativă reprezintă un mecanism prin care populația decide sau contribuie în luarea deciziei cu privire la destinația unei părți sau a tuturor resurselor publice disponibile. Singurii care pierd din deschiderea procesului de bugetare sunt acei politicieni și funcționari care au interese ascunse sau doresc să dețină puterea prin controlul informației.